își doresc să schimbe România și, de ce nu, o bucățică de lume, să adune în jurul lor oameni cu aceleași valori, cu idei și inițiativă, să formeze o masă critică pentru viitor. Deși activează în domenii diferite, Mihăiță Lupu și Grațian Mihăielescu au un scop comun: să-și ajute semenii. Se implică în proiecte internaționale, călătoresc mult, dar cu scop. Sunt voluntari în Africa sau Asia, dar mai ales acasă, în România. Suntem în Gaole, un sătuc pe malul râului Senegal, la frontiera cu Mauritania. Întreaga suflare a comunității s-a adunat să întâmpine o echipă din România venită cu sprijin pentru localitatea senegaleză. Mihăiță și Grațian sunt doi români, doi vizionari entuziaști, doi prieteni implicați în multe proiecte neguvernamentale. Aici au fost aduse cărți, birotică, calculatoare și videoproiectoare. A fost una dintre cele mai frumoase zile dintr-o lungă călătorie africană, o călătorie cu sens. Împreună am făcut echipa UCAP, care a străbătut peste 12.000 de kilometri dintr-un raliu umanitar pornit la Budapesta. A mers pe roți prin mai multe țări africane: Maroc, Sahara de Vest, Mauritania, Senegal, Guinea și Sierra Leone. Locuri care au fost ocupate de coloniști, devastate de războaie civile și lovituri de stat. De acum începe aventura! După o călătorie și o expediție din asta, nu mai știi câte zile ai făcut. Deci nu mai știam care, ce, când e luni, când e marți, ce, nu conta, conta ce facem data viitoare, care va fi următorul pas. Se amestecă și geografia. Raliul în vestul Africii a fost o misiune pentru sprijinirea comunităților aflate în dificultate, folosind expertiza și alte resurse materiale din România. A fost complicat să ne conectăm la organizații pe care să le simțim și până la urmă am ajuns la 4, după multe, multe încercări, 4 organizații cu care ne-am văzut. Bă, sunt foarte bucuros, înțelegi? Sunt oameni care schimbă lumea și societatea în care trăiesc și sunt oameni care au fost recomandați de către organizații internaționale sau de către oameni care lucrează în instituții internaționale. Deci cumva noi ne-am dus și ONG-uri din Africa conectat foarte serioase cu lideri ai societății civile pe diferite domenii. Mihăiță Lupu a lucrat în companii private, dar și în instituții internaționale pe resurse umane. Iar zona în care consumă astăzi multă energie se leagă de dezvoltarea bibliotecilor publice ca spații comunitare. Bibliotecile nu sunt moarte, bibliotecile nu sunt prăfuite, bibliotecile se reinventează. Claudia a condus Biblioteca Națională și s-a alăturat echipei de voluntari adunată în jurul lui Mihăiță la EduCab, o platformă care și-a propus să susțină activitatea din bibliotecile românești. S-a dezvoltat de-a lungul timpului căutând soluții pentru România. El a văzut un mare potențial în bibliotecile publice. Oamenii de obicei se gândesc, a, pe mai citește cineva. Când zici de bibliotecă, pe nimeni trebuie să citească neapărat, trebuie să și citească, dar cunoașterea acum se transmite prin multe alte feluri, prin instruiri, prin ateliere, prin informație online. Eu cred că a simțit și faptul că bibliotecarii au nevoie de cineva care să le țină spatele. Cred că de asta și făcut proiecte, catalizatorul bibliotecilor rămase în România. Ei aduc, de exemplu, calculatoare în biblioteci și bineînțeles că noi avem nevoie de computere pentru că nu putem să facem codare fără computer. Și ne-au ajutat foarte mult, ne-au sprijinit. Am dezvoltat cumva activitățile de codare și programare pe care le-am făcut în CodeKids, înființând și un mic club de robotică. Am atins undeva la peste 500 de biblioteci cu proiecte concrete, fie donații de cărți, de mobilier, de alte feluri de echipament de IT, proiecte pe care le-am facilitat sau le-am organizat noi. Educație culturală. Am avut educație cinematografică în bibliotecă, sub umbrela EduCab. Am avut club de public speaking pentru adolescenți. Zi-mi un pic cum ai, că tu te-ai dus, ai zis, bă, de unde iau eu adolescenți? Și ce ai făcut? A, prima dată, păi aici stăm. Hai un pic, că după aia mergem și acolo. Prima dată din parc. Păi s-a dus în parc, înțelegi? Și s-a dus la... Recalcitrant. Exact. Mai, nu, care vreau să iasă în evidență așa prin... Rebeli. Rebeli. Vârsta. Rebeli. Și toată lumea s-a mirat cum i-am adus în bibliotecă, pe ei, tocmai pe ei. Din păcate nu sunt foarte mulți oameni în România care au această viziune și leagă potențialul acestor instituții și aceste rețele care există de un viitor mai bun al țării. Nu ai cum să gândești
infrastructura socială a unei țări fără să iei în calcul bibliotecile. A fondat și un festival de film de scurt metraj. A început să crească și un alt proiect prin care face spații de lectură în cabanele din munții României, dar s-a implicat și în proiecte internaționale prin care a ajuns și în alte colțuri ale lumii. Este legătura Departamentului pentru Situații de Urgență cu tot ce reprezintă societate civilă, dar și organizații internaționale, agenții sau Națiunile Unite. Este extrem de activ, extrem de inventiv, este cu inițiativă, lucru care ne lipsește foarte mult și are un patos, o pasiune pentru ce face și pot să spun că pe durata situației cu refugiații și până acum, Mihai a fost extrem de important pentru noi. Omul sfințește locul în final. Iar energia bună se ia. Grațian a venit alături de Mihăiță în proiectele educaționale dintr-o nevoie de a ajuta, pe care și el o experimentează în fiecare zi. Ce înseamnă calitatea vieții în oraș? Înseamnă oameni fericiți. A fondat în urmă cu 5 ani Urbanize Hub, o organizație descentralizată, un grup de experți specializați în urbanism. Una dintre problemele din București și din țară în general a fost că nu s-a lucrat cu specialiști. Urbanize Hub a venit și a propus un proiect inedit pentru București, iar cetățenii au fost parte din elaborarea planurilor. Sam e urbanist, Ruxandra e sociolog, antropolog, designer, om care a pus toată viziunea asta undeva pe o schiță. Adică, cumva, lumea trebuie să înțeleagă că atunci când te raportezi la oraș, nu te raportezi doar la arhitect sau la... E o chestie interdisciplinară și trebuie să-i folosești pe toți oamenii. Urbanize Hub a creat în ultimii ani o comunitate de oameni preocupați de transformarea în bine a orașelor. Asta a fost cel mai mare șoc al meu, când după 3 ani petrecuți în Germania și Italia în anii 2000, m-am întors acasă și vorbeam limba străină cu care nu mă mai înțelegea nimeni. N-aveam cum să mă integrez, că eu vroiam să fac chestiile care le învățasem sau le făcusem afară. Și, na, uite, încep să le fac acum după 15 ani, 20 de ani, știi? Adică durează, un proces. Grațian face exact lucrul acesta. Într-un vid de idei, vine și umple și oferă calitate. În 5 ani de activitate, a produs un volum de idei absolut alucinant. Grupul din jurul lui Grațian a elaborat pentru primării ghiduri de amenajare urbană, dar s-au implicat activ și în schimbări legislative. Am șansa să particip la reformarea și restructurarea orașelor din România, o șansă unică, și mă bucur de ea. Practic, dacă m-aș duce și aș sta acum în Barcelona sau în Copenhaga, nu m-aș simți util acolo. Grațian și Mihăiță sunt doi prieteni care reușesc să adune în jurul lor comunități care le împărtășesc valorile și dorința de transformare în bine. Prin atitudine, sunt modele de voluntariat și reușesc să exporte cunoașterea românească în lume și să ajute la schimbare pe oriunde trec.